Bună dimineața, domnule președinte de ședință, stimați colegi. Declarația politică de astăzi am intitulat-o Irresponsabilitatea PSD anihilează investițiile private. În acest an au fost inițiate 11 acte normative de modificare și completare a codului fiscal. Unele au fost incluse în programul de guvernare, altele nu. Dar există și un numitor comun, lipsa de viziune dublată de absența transparenței. Fără studii, fără analize, dar menită să creeze o stare de nesiguranță și de teamă în rândul oamenilor de afaceri și nu numai. Tot ceea ce mediul de afaceri a avut în ultimele luni ca plan de investiții va fi amânat pe alți ani și asta va afecta piața muncii, angajații și, în consecință, economia, care registrează o creștere, dar una bazată pe consum și nu una care să creeze o economie stabilă. Guvernanții au constatat că undeva, printre rânduri, stă scrisă și măsura creșterii salariului minim, dar acum, nu atunci când s-a redactat, când știu cât de mare e posibilitatea implementării, au găsit soluția mutării contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. O măsură stupidă, revoltătoare, împotriva căreia vom protesta din toate puterile. O altă măsură o reprezintă instituirea unui impozit de 1% din cifra de afaceri, până într-un milion de euro. Liberale au susținut dintotdeauna și susținem în continuare că acest impozit să fie unul opțional, fie pentru un impozit de 16% pe venit, fie pentru un impozit de 1% din cifra de afaceri. Am luat act de solicitările sindicatelor și ale organizațiilor de business din această țară care cer oprirea acestor experimente fiscale și în perioada următoare vom continua consultările cu mediul de afaceri și cu reprezentanții angajaților pentru a identifica și pentru a pune la punct acțiuni de protest împotriva acestor măsuri fiscale. Această carabapură care pune stăpânire pe viața românilor trebuie stopată. Resping categoric aceste inepții fiscale. Ele nu rezolvă niciuna din problemele din România de azi și de mâine, ci compromit pe termen mediu și lung dezvoltarea țării. Dacă ne uităm în mediul privat, o să vedem că aproape toate companiile și-au stopat programele de investiții și așteaptă să vadă ce se întâmplă. Pentru că nicio firmă nu-și poate permite să-și facă un plan de afaceri pe termen mediu dacă nu cunoaște regimul fiscal și dacă nu are garanția unei economii stabile. Foarte mulți dintre cei care intenționau să investească în România și care puteau să creeze dezvoltare, să genereze locuri de muncă, stau pe loc. Decizia e amânată și în pericol din cauza bulversării sistemului fiscal și atitudinea agresive a actualului guvern față de mediul de afaceri. Investițiile private în primele nouă luni de investire a guvernului PSD au scăzut față de anul trecut cu peste 20% și scăderea continuă în detrimentul celor care îndeplineau condițiile pentru a ocupa un loc de muncă bine plătit. Stimați colegi, nu putem să mergem înainte fără politicieni responsabili. Partidul Național Liberal este alături de angajații și oamenii de afaceri din această țară, care sunt profund afectați și continuă agresați de schimbările fiscale. Eu și colegii mei de partid vom ataca cu toată puterea orice atentat al unei guvernări irresponsabile la interesele mediului de afaceri și la adresa contribuabilor onești. Vă mulțumesc, deputat PNL Vasile Guru, circunscripția 38 Tulcea.